Bună ziua, dragii mei, sunt Diana Maria Boiglu și astăzi o să facem o brățară de mărțișor pe care o putem dărui cuiva sau putem să o păstrăm noi. Oricum, este perioada asta cu mărțișorul și așa, este perfect. Avem nevoie de două ațișoare, una roșie și una albă. Cel mai bine este să fie mai groasă ca aceasta, nu să fie foarte subțire ca una cu care coși, de exemplu aceasta care este mai subțire. Una mai groasă pentru că așa o să se vadă mai bine și o să fie și mai ușor să o faci. Trebuie să legăm cele două capete. Putem să facem un nod sau două ca să țină mai bine. Și așa suntem siguri că nu o să și tragem. O să fim siguri că nu o să se întâmple nimic cu asta. Eu o să las așa și la final o să tai. Și după aceea trebuie să punem un obiect mai greu peste acest nod ca să putem să fie mai ușor când o să facem. Eu am luat o ață mai mare pe care am tăiat-o fix să fie egal și pentru că brățara nu o să fie atât de mare, o să fie mai mică, o să tai la final cât din exces. Cum o să facem brățara? Păi, o să țin puțin așa ca să vă explic. O să trebuiască să dăm, să facă ca și cum așa, să le un fel de împletit, doar că cu două. O să facem așa și o să se vadă și albul și roșul, o să fie foarte frumos, ca o brățară pe care o pot să o cumperi, dar o facem acasă și e mai ieftin și e și făcut de noi. Poți să faci mai multe și să, nu știu, să le dai așa la prietenele tale, la colegi sau la pur și simplu să le faci pentru tine. O să facem așa până termin. Și am revenit. Am terminat tot, cam așa arată. Poți să-l faci și colier, cred, dar noi facem brățară. O să tai capetele aici. Am tăiat. Și în partea cealaltă am făcut și aici un nod dublu și am terminat. Așa, super. Deci, asta a ieșit. Acum eu trebuie să îmi măsor cât îmi este mie încheietura ca să pot și să o bag și să nu fie prea largă sau prea strânsă și când am cam așa este cel mai bine. Și pentru că pot și să o scot foarte bine, pot și să o bag, deci cam pe aici. Apoi, o să trebuiască să mai adaug puțin pentru că eu o să și înod, deci o să adaug cam atâta și o să tai. Trebuie să fiți atenți când tăiați, să să fiți atenți pentru că s-ar putea să vi se desfacă puțin, dar este ok. Și o să facem așa și o să îl înod. Apoi încă un nod, două noduri să țină bine. Super!
O să tai marginile și aici. Super. Și în partea cealaltă. Și asta a ieșit brățara noastră. Acum eu o să trebuiască să leg și aici, pentru că ca să iasă brățara, tot o să fac tot un dublu. Aici să-l faceți puțin mai... să-l faceți mai strâns ca să țină. Odată ce ai terminat, strângi. Tăiem capetele. Și ne-a ieșit brățara. O bag și pe mână. Și am pus-o și pe mână, cam așa este. Eu zic că chiar mi-a ieșit și puteți să o purtați, puteți să puneți chiar și unele la mijloc aici să fie. Să puneți, nu știu, știți că există omulețe aceia sau trifoi cu patru foi sau orice să fie să atârne aici sau simplu. Oricum, mie mi se pare foarte frumos, poți face mai multe și poți să ai de schimb. Sau dacă nu e mărțișorul și vezi videoul acesta mai târziu, poți să faci cu diferite culori și să-ți iasă o brățară interesantă pentru, nu știu, pentru alte zile, când vrei tu, pentru restul anului. Sau oricum, folosește-ți imaginația și combini toate culorile și vezi cum îți iese. Bine, pupici, pe data viitoare, sper că vă place și sper să încercați și voi acasă, pentru că nu este greu de făcut.